Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online. Numai pe Cosmin Today, eu sunt Cosmin. Doamne, ce frumos arată slamvenul ăsta, mă jur. Wow, atât de bine. Dar vom lua de data aceasta, vom lua Kuruma, pentru că vom face câteva misiuni. Am observat că mi s-au deblocat misiunile, multe misiuni în GTA Online. Așa că am zis să fac misiuni ca să deblochez și eu și să deblochez mai multe chestii, să fac și level ușor. Și așa că voi juca singur, adică nu voi mai lua pe nimeni cu mine în joc, doar pentru că vreau să fac mai repede și nu vreau să depind de alții, plus că e pe vieți. Așa că cel mai bine pentru mine este să mă bazez numai pe mine. Și ținând cont că sunt în Kuruma, n-ar trebui să fie nicio problemă, deși avion. Și dacă știți, eu cu avioanele nu prea ne înțelegem, dar am început să mă învăț un pic. Chiar am câștigat o misiune la un moment dat cu un avion, off-camera, bineînțeles. Ceea ce pentru mine a fost, wow, chiar am putut să fac chestia asta. Nu uitați, ca de obicei, dacă vă place acest episod, să lăsați un like, mă ajută foarte mult. Dacă dați dislike, spuneți-mi și mie de ce ați dat dislike, că vreau să știu. Și vreau să-mi dau seama ce nu v-a plăcut și ce ați vrea să, sau ce ar trebui eu să repar. Bun, hai să mergem acum. Doamne, este mană cerească Kuruma asta, vă spun. Toate misiunile în care trebuie să împuși sau să fac chestii, în toate misiunile mă ajută foarte, foarte mult. Pentru că pur și simplu intru, trag și termin toată treaba. Plus că îmi permite să stau mai mult la respawn și să fac astfel mai mulți bani și mai mult RP. Bun, acum chiar că trebuie să nimerim asta. Dacă veneam cu motorul, n-aveam nicio treabă, dar așa. No. Bam. Am uitat să controlez. Și s-a stricat așa, s-a făcut urât. Dar oricum, este din punctul meu de vedere una dintre cele mai utile, clar cea mai, nu, de fapt este cea mai utilă mașină din jocul ăsta pentru misiuni și una dintre cele mai mișto. Se tunează mișto, este rapidă și ia uite. Ia uite ce frumos tragem noi în ei. Bam. O, uite. Și cred că vin și mulți. Aș fi vrut totuși AP pistolul și nu asta. Vedeți cum trag? Deci, voi credeți că eu supraviețuiam cu hoiul ăsta de lume? Oh, bam, bam, bam. Mai e unul sus aici. Opa, nu. Mai e unul pe acolo. Unul sus, deci în continuare ăsta. Trebuie să-mi iau o armă mai bună, mamă, e plină de gloanțe mașina asta. Și e pe hard misiunea, ceea ce înseamnă că ăștia mor mai greu. Știți? Dar am pus special pe hard misiunea ca să pot să... Că știam că trebuie să mă bazez pe Kuruma. Întotdeauna trebuie să te bazezi pe Kuruma. Dar acum mi-e că ăștia se respawnează? Sper că nu. Hai mă, stai jos. Bun, mai e ăla care trebuie să se ridice. Ăla a murit acolo? Nu, n-a murit. Acum a murit. Te-am văzut, nebunul. Opa, ai murit și tu, bun. Și mai sunt câțiva pe aici. Unu. Doi. Sunt mai mulți și se spawnează în continuare, bun. Eu trebuie să fur avionul cumva. Bun, și ăștia se spawnează în continuare. Bun, hai să luăm avionul. Repejor. Hai băiatul. Da, bine. Te pup. Mamă, cum e ăsta, doamne. Wow. Sper să pot să nu bubui ăsta. Așa, un pic de la o parte. Bun.
Îl dăm așa la o parte, ușurel, ușurel. Cât de cât. Nu e tocmai cel mai plăcut lucru, trebuia să dau la o parte tirul ăla și bănesc că e pus special. Dar... uite așa. E... mi se pare imposibil că e atât de ușor de controlat dita avionul. Adică mă jur, chiar ăsta nu se controlează și nu decolează atât de ușor. Dar pentru mine e ok. Trebuie să-l și aterizez la un moment dat. Editai matahala de avion și trebuie să-l aterizez. Mm-hmm. Bun, hai că o să fie interesant. Ca de obicei, misiunile cu avioane sunt printre preferatele mele. Not. Opa. Partea bună e că am reușit să scap de acolo. Bănesc că ăștia nu vor să facem manevre evazive cu avionul ăsta. Sau mai trebuie să împuși pe cineva acolo, pentru că acolo e chiar nașpa de împușcat pe cineva. Cred că cel mai greu totuși era să scap de armată. Cred, sper, nu știu, vedem. Bun, și după ce facem o misiune asta, mai facem o misiune. Uite, chiar ar trebui să mă sui un pic, să urc un pic. Că m-am întins după ceas, după telefon de fapt. Să văd cam cât înregistrez și să văd mai degrabă dacă mai avem timp de o misiune după. Și teoretic ar trebui să mai avem timp de o misiune după. Iese un pic fum din motoare. Sau iese pentru că așa s-au făcut astea? Uite, acum nu mai iese. Dar e posibil să fie numai de la motoare și să nu fie de vină avionul sau că am intrat eu în camion. Deschidem trenul de aterizare. Reducem viteza. Opa. N-ar trebui să mai fie mult. Ia, cât mai avem? Mamă, ce repede merg. Da, nu mai avem mult și oricum nu sunt bine poziționat. Trebuie să mă poziționez un pic altfel. Îl îndreptăm. Și acum trebuie să-l poziționez un piculeț altfel. Acolo este. Dar... trebuie să facem asta. Să ne întoarcem un pic. Așa. Opa, 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 opa. Ușor, ușor, ușor. Încet. Doamne, ce cretin. Doamne, ce cretin. Nu pot să cred. Nu pot să cred că am făcut asta. Wow, mor. Refacem. Refacem, refacem. Super heavy armor și dăm... quick restart. Page up. Bă, deci nu pot să cred. V-am spus, eu nu suport misiunile cu avioane. Numai pentru că, faptul că sunt cretin. Și pățesc chestia asta. Unde mă dă? Bun, Steal the Titan. Bine că ne dă mașina. Ne dă că avem nevoie de curma noastră. Chiar avem nevoie, că fără ea chiar nu le descurcăm. De data asta o să folosesc pistolul. O să folosesc AP pistolul, cel care îmi place mie mult. Ia ce frumos, au pus-o în mijlocul drumului. Și suntem cât de cât? Departe. Suntem cam la 2000 de asta, vreau să zic, cam la 2000 de aeroport. Nu e nicio problemă, refacem. Faza este super dubioasă, mi-a dat mission failed când am bubuit avionul, deși mai aveam o viață și practic eu am... bine, și avionul a murit, s-a distrus. Că dacă muream nu era nicio problemă, dar am distrus avionul. Failing, mă jur, și numai când înregistrez, am zis că nu mai are rost să mă opresc înregistrarea, să re-înregistrez. Pentru că... na, să vedeți și voi ce se poate întâmpla în caz că vreți să faceți misiunile astea. Pentru că, na, unii dintre voi vă uitați la mine doar pentru că vreți să vă uitați comentariul meu sau ceva de genul ăsta. Sau auziți comentariul meu, iar alții vă uitați pentru că ați avut nevoie să faceți anumite misiuni. Și v-ați uitat la un fel de walkthrough. Eu așa mă gândesc că pentru asta sunt utile videoclipurile mele. Vom vedea, mai putea să facem o chestie. Să stăm un pic mai mult, să facem mai mulți bănuți.
stând mai mult și lăsându-i să se, lăsând armata să se spawneze. Am putea să facem și aia și să stăm să împușcăm mai mulți, dar nu știu cât timp avem, că pentru că oricum am opa, uhu! Am sărit și peste aia, hai că a fost mult mai bună săritura asta, am și controlat un pic într-adevăr. Bun, suntem cu AP pistolul. Și nu ar trebui să mai avem nicio problemă, ia uite ce frumos sunt. Una, două, vedeți? Asta îmi place. Pistolul. AP pistolul rupe, mă jur, uitați-vă un pic. Bine, dacă nu le dai căpățână, dai și-mi tragi în ei de nebunești. N-are la fel de mult. Dar mi-a plăcut treaba asta, mi-a plăcut când am aflat că pot să intru cu Kuruma, să fac misiune cu Kuruma, am zis că asta este mașina pe care chiar trebuie să o am. Una, frumos. Bă, voi de ce trageți, mă? Hai, de ce? Bam. Una. Bun. Ok, pe aici așa. Hai să ne întoarcem un pic. Poate se mai spawnează un pic. Bun. Mai ești tu pe aici. Nu e foarte bine să mă opresc așa, pentru că ei pot totuși să tragă mine, nu este impenetrabilă mașina asta, numai că e foarte blindată. Dar are și ea geamuri, hai mă. Baba. Bun, fix în fățău. Hai mă, mor și tu, bun. Și mai e unul. Pe aici pe undeva. Unde ești, bre? Ești pe afară? Da, ia uite-l. Bun. Și mai avem încă unul. Na, nu moare, normal că nu moare. Mamă, și trag încă pățână bine de tot. Și tot nu vrea să moară. Acum, idealul ar fi ăsta. Să dau mașina asta la o parte. Și ați înțeles de ce, da? Surprise, motherfucker! Așa, bun. Aia sunt aici și tot trag în mine, nebunii, mă. Ce faceți, mă, nebunilor? Unde sunteți? Ia uite-l. Unul frumos. Și fac și RP. Așa. Bine, ăsta ar trebui să-l dăm. Uite așa, frumos. Și mai vreau ceva. Aveam... mă jur că n-a... era hat pe băț. Trebuie să iau mașina asta frumos de aici. Nu e nicio problemă. Luăm camionul. Și îl ducem doar aici, uite așa. Și fugim. Că n-avem nevoie decât să fugim. Nu mai avem nevoie să luăm nimica. Ei au să se spawneze în continuare, oricum ar fi. Dar am zis că nu mai vrem să facem chestia asta. E doar... acum mai trebuie doar să luăm avionul și să îl livrăm la destinație. În și să-l aterizăm în siguranță. De fapt, asta e problema. Eu n-am avut problemă, de fapt, la aterizare, practic. Eu am avut problemă la... pre-aterizare. Ăla e un elicopter, acolo nu e un turn. Bun. Noi am terminat acum aici partea asta. Ăia au venit acolo, poate să ne alerge cât vor. Nu mai avem nicio problemă. Singura noastră problemă acum este, cum ziceam, să aterizăm avionul cum trebuie. Ceea ce... s-ar putea să ne pună niscaiva probleme, nimic major însă. Zic eu. Da, mă, și-a apărut DLC-ul ăsta nou. Lowriders Part 2. Cică s-ar numi. Nu știu exact sigur dacă așa este, asta e denumirea oficială, dar noi așa am zis. Noi ăștia care ne
Așa, de pe YouTube au zis Lowriders Part 2, pentru că a fost de fapt un mini DLC în care au fost adăugate 3 mașini noi detunat la Benny's, în shop-ul lui Benny. Slam Van-ul și încă 2 mașini care îmi scapă numele. Una dintre ele poți să o faci din aia cu roți mari, super urâtă, oribil, oribil. Nici măcar nu vreau să fac videoclip cu ea pe YouTube, deși știu că chiar dacă strânește foarte multe controverse, generează și multe vizualizări, dar nu, e mult prea urâtă, n-are rost să dau banii pe așa ceva. Donk se numește stilul, da. Uros din ăla de 30 de inci, vai, de capul meu, oribil. Așa. Și în plus am mai băgat niște haine noi, arme noi, niște semne noi, gen când personajul să facă niște anumite semne noi, au băgat și din alea. Și cam atâta. Adică n-au băgat foarte, foarte multe lucruri noi, dar am făcut un videoclip și l-am și postat pe YouTube. Slam Van-ul chiar arată foarte șmecher și permite foarte multe tipuri de personalizare. Zic asta pentru că eu l-am făcut, de exemplu, Red Loader, dar poți să faci și mașină de drag. Și chiar mă gândeam să fac chestia asta. Bun, asta e, aici trebuie să o aterizez. Trebuie să întoarcem un pic. Nu putem așa. Trebuie să întoarcem frumos. O luăm din larg. O luăm din larg pentru că trebuie să... să-l aterizez eu, hai. O luăm din larg. Nu o mai luăm chiar atât de din larg. Uite așa, frumos. Îl întoarcem. Îl ridicăm, oprim motoarele. Hai mă. Intrăm frumos în planare. Uite așa frumos. Ia uite ce frumos l-am aterizat de data asta. Hai că de data asta chiar l-am aterizat frumos, numai că trebuie să ajungem până acolo. Și ajungem ușor cu el. Mi se părea mult mai greu de aterizat cu el. Dar chiar a fost ușor. Am fost eu stupid atunci și l-am lovit din greșeală. Mission Pest! Easy peasy, lemon squeezy. Ia câți bani facem. 13.000, nu-i rău. Și aproape 3.000 de RP. Bun, nu-i rău deloc. Și mai facem în comisiune. Buy super heavy armor, bun. Like, continue. Și dăm free mode. Nu de alta, dar vreau să mai aleg eu ce misiune fac. Alea oricum le făcusem și dacă dăm refresh, nu mai dădea tot din genul ăla de... tot din categoria de misiuni și era același lucru, practic. Avem un comentariu nou. Mi-a apărut pe telefon acum că a comentat cineva. Mulțumesc celui care a comentat. Nu se știe, dar nu contează. Mulțumesc tuturor celor care comentează. Mă ajută foarte mult. Așa, și cred că vă ziceam, dar vorbeam de part 2, de Lowriders part 2. Am băut și un pic de apă. Au băgat 2 arme noi, un fel de shotgun, double barrel shotgun, cred că se numește sau ceva de genul ăsta, care trage cu 2 gloanțe deodată și după aia trebuie să reîncărcat. Are power-ul la maxim și rupe de la apropiere. Într-adevăr, chiar rupe de la apropiere. De la distanță n-are nicio treabă. Și am mai băgat un mini rifle, un fel de mini AK-47, căruia poți să-i pui numai extended clip și să ai 60 de gloanțe. O armă destul de bună. Intră în categoria SMG-urilor, cred. Cred. Bun. Hai să ne mai luăm o misiune. Online. Jobs, play job, Rockstar created, missions. Și ne luăm all in the game? Hai să ne luăm all in the game. Bun. Tot o să jucăm singuri, nu stăm după alții. Ar fi mișto dacă am mai apucat să jucăm cu alții YouTuber români. Dar ținând cont că nu prea am eu timp. Da, nu hostează nimeni misiunea asta, sper. Sper că nu mai caută degeaba, că n-are rost. Nu hostează nimeni, exact.
Bun. Difficulty hard. Rounds am. La pistol aș mai vrea totuși să iau niște AP pistol. Hai să mai luăm niște gloanțe, că nu prea mai avem. Adică vreau să am și 1000 de gloanțe acolo, să fiu sigur că am. 998, foarte bine. Matchmaking nu ne interesează, play. I want to launch this mission on my own. Kuruma este pentru noi aici și trebuie să repo the baller. Îmi dai? Nu-mi dai? Nu-mi dai, trebuie să mă duc eu frumos pe hartă să găsesc bowlerul, care evident că este la mama naibii la aproximativ 4000. Minunat. Hai că deja încep să aproximez cât e pe hartă. Vă dați seama că nu, astea nu sunt nici măcar la scară. La scală. Scală, cred că e. Reală, adică să fie gen 2 la 1, 3 la 1, 10 la 1, 100 la 1, nu, e pur și simplu. Cum, mamă, cum driftează mașina asta. Dar este o mașină chiar foarte mișto. Trebuie să mai schimb numărul de matriculare. În schimb, că i-am făcut un număr de matriculare personalizat. E Cosmin simplu, am zis că vreau să-i personalizez pentru fiecare în parte. Dar mă costă pentru fiecare număr personalizat 100.000 de dolari. And hell no, n-am atâția bani. Pentru o singură mașină aș vrea să personalizez numărul. Și aia era pentru Slamven. Dar am zis că mai întâi fac toate mașinile, toate lowriderele pe care aș vrea să le am în garaj, vreau să le fac și după aia să-i pun același număr. Că până atunci o să am același număr personalizat și după aia o să-l schimb și o să le pun numerele noi personalizate la lowrider. Dar o să mai dureze ceva. Că pentru fiecare mașină pe care o tunez la Benny, știți că aveți nevoie de în jur de peste un, sau zicem un milion. Pentru fiecare mașină, că numai personalizarea costă cât costă. Un milion, un milion și ceva, depinde de mașină. E enorm. Dar pe bune se merită. Merită, de fapt nu e corect, se merită, merită. Că le transformă și le transformă în mașini unice. Chiar dacă nu le folosești pe stradă sau în misiuni sau în curse, asta e frumusețea jocului până la urmă, de asta faci bani. Nu te duci să faci bani ca să ce? Ca să îți iei un T20, să-l tunezi la maxim și după aia să faci curse? Da, faci și chestia asta. Dar te mai și plimbi, eu mă mai plimb prin oraș, de exemplu, mie îmi place să mă plimb prin oraș. Și chiar și cu player, aia e, trag în mine ca handicapații, treaba lor. Mașina oricum este asigurată. Și opa! Și mă plimb așa și vede lume și mișto mașina. Na. Mai ales că ai nevoie de ceva bani ca să-ți faci o mașină de genul ăla. Eu mi-am vândut, de exemplu, T20-ul. Ca să pot să-mi fac Slamven-ul. Și am zis că da, o să fac heist-uri și o să-mi recuperez banii să mai iau un T20. Dar momentan, na. Unu. Doi. Trei. Patru. Gata? Trebuie să luăm mașina acum. Bineînțeles că o să vină după noi. Deliver the bowler to the dealership. Ah, era doar mașina, aia doar erau pasti sau ceva. Normal că vin cu mașina după mine. Mașina verde, lasă-mă în pace! Wow, asta a fost rapidă și dureroasă. Ripo the baller. Aia e mașina, da? Bun. Și aia sunt aia care trag în mine. Hai să facem o chestie. Inventory, body armor și mai avem un super heavy. Zic și o să avem așa. Asta face drifturi pe aici, bun. Unde te-ai dus, mă? Că o să apai. O să te respawnezi sau cumva. O să apară de undeva, de prin față mașina. Deși mă duce pe drumurile astea care mie nu-mi plac. O să merg și eu frumos pe alte drumuri, nu de alta, dar mergând prin teritoriul ăsta, e aproape sigur că o să vină cineva cu mașina după mine, așa că dacă nu merg pe drumurile lor, poate nu se spawnează, se spawnează prin spate pe undeva. Mă gândesc și eu.
Nu știu dacă mă gândesc bine. Eu așa zic. Mă, l-am omorât și după a dispărut? E interesant, dar hai totuși să... Machine pistol. Heavy revolver, aia oricum. Am scăpat de ei, culmea, mă. Bine, adevărul că dacă mă duceam pe același drum, da. Sau dacă erau alții, mai erau încă unul care să îi omoare, da, poate mai vine altă mașină. Dar, na, e așa, mă, ce-mi place, ce-mi plac astea lentilele mele de contact. Arată ca un rapper. Hopsin. Da, mai zis o dată când am făcut. A fost rapidă misiunea asta. Mă aștept mai mult de 5 minute, mă aștept să primesc. 9300. Mult mai mult decât mă așteptam. Păi, în cazul ăsta, mai avem timp? Mai avem timp de o misiune. Mai facem o misiune. Like. Continue. Vreau să ieșim din voting screen. Și acum mai facem o misiune. Nu știu cât de lungă o să fie asta următoarea. Bă, știu că am făcut o misiune care era super nașpa, lungă, grea. Trebuia să fur o barcă. Și nu puteam să intru cu curuma până în unde trebuia, nu puteam să iau mor pe toți, trebuia să mă dau jos din mașină. Și erau super puternici și trebuia să sparg un safe. Și nu puteam să fac misiunea de unul singur. Am făcut o dată misiunea asta cu cineva și am făcut-o. Am câștigat până la urmă, cred că am și făcut filmuleț. Dar nu știu de ce nu mi s-a salvat. Și nu mi arată ca și când ar fi fost făcută. Nu știu exact, sigur. O să mă uit acum, nu mai știu minte, dar cred că o să recunosc numele, dacă ar fi. Dar ne omoară. Deci, pe bune, timpul pierdut în loading screen-uri în GTA este enorm. Pot să stau acum pe telefon, pot să caut pe Facebook, să găsesc un subiect de discuție cu voi. Pot să fac atâtea lucruri că se încarcă atât de greu. Și dintr-un punct de vedere, da. E adevărat că se caută o conexiune, un lobby bun în care să intri, da. Dar durează un piculeț cam mult, zic eu. Și asta face diferența dintre un videoclip, dintre două misiuni într-un videoclip și trei misiuni într-un videoclip. Acum pur și simplu stăm și așteptăm. Și o să dureze ceva. Cred că trebuia să-i dau return to lobby. Da, cred că oprim aici videoclipul. Nu de alta, dar ne-am întins cu minutele. Și... Și nu se întâmplă nimic, ca probabil ori o să mai dureze ceva, ori o să mă scoată din online și trebuie să reintru în online. Oricum ar fi lucrurile, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați pentru a primi ultimele mele videoclipuri. Și până la un nou videoclip, rămâneți cu bine. Eu sunt Cosmin, salutare!